Tragedie în județul Mehedinți. Un fost primar s-a sinucis, luându-și viața cu arma de vânătoare pe care o deținea. Este vorba despre Claudiu Rujoi, primar al comunei Husnicioara, în perioada 2012-2016. Claudiu Rujoi, fostul edil al comunei Husnicioara, a fost găsit împușcat după ce sora sa a alertat un vecin. Femeia era îngrijorată pentru că nu știa nimic de zile bune de fratele său. Se pare că bărbatul de 43 de ani și-a luat viața în urmă cu două zile, însă a fost descoperit abia seara trecută. Fostul edil a fost găsit pe un scaun în bucătărie. Apropiații și vecinii povestesc că suferința din dragoste l-ar fi împins la acest gest extrem. Pe pagina sa de socializare, bărbatul distribuia în mod frecvent fotografii cu cei doi copii ai săi, o fetiță din prima căsătorie și un băiețel din cea de-a doua căsătorie. S-a despărțit de soție. Cred că a căzut în depresie. Mai mult de atât nu ne-a spus. Acum 3 săptămâni am întâlnit la un chef și doar atât eu l-am. Avea copii, avea da, soție. Da, din prima căsătorie o fetiță, din a doua căsătorie un băiat. Mai mult nu știm. Datorii? Nu știu, că el stătea mai mult aici la Severin și de două zile n-a mai dat la nimeni niciun semn de viață. Și acum, în seara asta? În seara asta n-a mai apărut, a sunat sora și a trimis pe un vecin de aici, un prieten de-al lui și l-a găsit împușcat. S-a împușcat singur. Dar nu știți când e cald? Nu știu, nu, că nu se mai cunoaște la față, spun băieți, care vor acolo sus și l-au văzut. E un apă care nu mai mă lăsară să urc. Cu arma? Cu arma de vânătoare. Avea arma de vânătoare. Da. A fost și el primar. Ce putem zice, ce putem să așteptăm așa ceva, domnule? Rămas surprins din somn, am auzit și m-a sunat femeia din Germania. Și veni și o să vă ceați, doamne. Fost primar, om de nota 20, bun băiat. Păcat de el. Era în vârstă. Nici 79 născut. El o seamă cu femeia mare. Știți de ce a recurs la acest gest? Din cauza lui nevastă sa. S-a despărțit de nevastă. A mai fost o dată căsătorit, s-a despărțit de primar, o fetiță. Asta a zis un băiețel și asta de pe iulie a plecat, e cu altul pe la mare. Și azi vorbește, au auzit și eu acum, nu pot să știu. Și am recurs la faptul asta. Ce înseamnă? Ce e și femeia? Își distruge. Dar nu așa ce pot să fie și 100 de femei. N-aș face așa ceva să mă sinucid pentru o femeie. Femei sunt gârl și bărbați și femei avem pe copii. Pământul ăsta. Are un băiețel acum. De 2-3 ani. Și mai are o fată mai mare, de vreo 70 ani. Poftim? Știți cu ce s-a împușcat? Nu știu nimic acum, am auzit cu pușcă. Da, avea armă de vânătoare, avea permis de vânătoare. Nu mai e tată! Oamenii legii au desfășurat o anchetă la locul tragediei, urmând a fi stabilite cu exactitate cauzele care l-au împins pe bărbat către acest gest extrem. Trupul neînsuflețit al fostului primar a fost ridicat de o firmă de pompe funebre.